Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Astăzi vreau să vă arăt cum fac o maioneză fără ou. Pentru asta voi folosi lapte. Fac o cantitate mai mică și în funcție de cât doriți dumneavoastră să faceți, puteți să dublați sau să ajustați cantitatea de ingrediente după preferințe. Eu acum voi folosi aproximativ 80 de mililitri de lapte, 150 de ulei, o linguriță de muștar, un pic de piper, un pic de sare și o lingură de oțet. Și voi proceda astfel. Voi lua un vas așa înalt. Am nevoie și de un mixer vertical. Și în acest vas voi turna laptele. Uleiul. După care voi mă apuc să îl mixez cu mixerul vertical. O cremă, deci o maioneză. Aici acum am să adaug un pic de sare. Așa, nu foarte multă, depinde cât de sare doriți. Piper negru. O linguriță de muștar. Așa. Și o linguriță de oțet. Începe din nou să mixez. Foarte simplu și maioneza mea este gata. Uitați! Maioneza mea este gata. Uitați ce textură are. Nici nu faci diferența că ou nu este deloc. Și este și foarte gustos și nici la gust nu poți să bagi de vină, zic eu. Acum dumneavoastră hotărâți dacă doriți să faceți și dumneavoastră acest preparat. Dar vă garantez că este foarte bun și foarte gustos. La revedere!